Italia în general și Francesco Totti în special sunt în doliu. Când avea 17 ani, Francesco Totti a fost descoperit la As Roma de marele antrenor Carlo Mazone, care azi nu mai este printre noi. Mazone a antrenat Roma din 1993 până în 1996. Carlo Mazone a antrenat în cariera sa echipele Brescia și Cagliari, scrie presa sportivă italiană, citată de ProTV. Carlo Mazoni se născuse la 19 martie 1937 la Roma a jucat în Cetatea Eternă, apoi la Ascoli. Imediat cum s-a retras din forbal ca jucător în 1968, 1669, după al nouălea sezon, a intrat în management, conducând clubul din păcate, Carlo Mazone a decedat la data de 19 august 2023. Dumnezeu să-l odihnească în pace.